am citit odată un articol în care scria că dacă ai la moment vreo boală, te supără, în orice secundă ea poate dispărea, doar cu ajutorul puterii mentale. Eu cred în teoria asta, posibil nu m-am confruntat cu probleme majore, dar aș dat într-o situație pe care o consideram de neînfruntat. În consecință, asta e puterea infinită a lui Dumnezeu de autovindecare, dăruită fiecăruia și care sediul își află în minte, în subconștientul lui fiece și a tuturor de asemenea. Totul se decuiește, adică. Succese vouă!